Misiune de salvare pe Jumalău, unde o turistă s-a rătăcit duminică după amiază. Disperată, femeia a sunat la 112 și a cerut ajutor. Aceasta nu și-a mai putut continua deplasarea din cauza vântului foarte puternic și a vizibilității reduse, motiv pentru care au intervenit salvamontiștii. Misiune de salvare pe Jumalău, unde o turistă s-a rătăcit duminică după amiază. Femeia disperată a sunat la 112 și a cerut ajutor. Două echipe de prim răspuns din cadrul Salvamont Suceava s-au deplasat pe masiv pentru recuperarea acesteia aflată singură pe creasta Jumalău. Aceasta nu a mai putut înainta din cauza vântului foarte puternic și a vizibilității aproape de zero. Din cauza vântului foarte puternic, echipa de prim răspuns, care a urcat de pe versantul sudic, nu a reușit să treacă de creastă și s-a retras. În schimb, echipa care a urcat de pe versatul nordic a ajuns la victimă și vor coborî cu ea spre Șaua Colbu. Două echipe de prim răspuns, una pe versantul nordic și una pe versantul sudic din cadrul Salvamont Suceava, s-au deplasat în acest moment în masivul Jumalău pentru recuperarea unei turiste care se află singură pe creasta Jumalău, a anunțat duminică după amiază reprezentanții Salvamont Suceava. Acțiunea de salvare a durat ore întregi. Salvamontiștii s-au deplasat cu mare dificultate, date fiind condițiile de pe munte. În sprijin au mai pornit încă două echipe Salvamont Suceava. Cauza vântului foarte puternic, echipa de prim răspuns, care a urcat de pe versantul sudic, nu a reușit să treacă de creastă și s-a retras. În schimb, echipa care a urcat de pe versantul nordic a ajuns la victimă. Turista a fost salvată și coborâtă spre Șaua Colbu.